Salutare, dragilor! Am început campania pentru a atrage voluntari pentru povestea vinului și acum mergem să ne întâlnim cu ei, să-i cunoaștem, să vedem ce fel de oameni sunt, pentru că am început pregătirile mai intense pentru povestea vinului, un eveniment de care tot am zis că vă menționez, dar n-am ajuns. Dar o să vă menționez până la final despre ce e vorba și ce vrem să facem anul ăsta. Să mergem, să o cunoaștem și pe Gabi și să cunoaștem și voluntarii, bineînțeles. Ia de privit și gagicele. Bienvenue. Welcome. Peace. Hai să... Prietene. Da, vă rog. Afișul meu este gata, prietene, stai. Lasă că-l facem să fie gata. Suntem aici în focul pregătirilor, cu liste, cu nume, cu toate cele, ca să îi aranjăm pe locuri, astfel încât să fim acoperiți pe tot festivalul. Se lucrează intens. Dar haide să vă arăt și locația, pentru că e foarte mișto. Ia de priviți. Oameni faini. Oameni om. Pentru că e organizația om. Foarte drăguț. Place și mulțumim că ne-ați primit în locația asta. Am primit și bunătăți. Meli a fost să ne facă aprovizionare și Gabi deja mănâncă, dar nu-i problemă. Cum a fost Gabi până acum? Ți-au plăcut oamenii? Nu, toți. Așa. Ți-au plăcut oamenii? Căutăm să fie bine. Facem să fie bine, ca facem să nu fie rău. Bine, că totdeauna a fost cumva, niciodată nu a fost nici cum. Exact. Dar sunt oameni foarte faini, care au venit până acum și o să mai vedem încă o serie bună. Și astăzi... Prospectăm pe cei care nu știm, îi învățăm, pe cei care nu vor, ajutăm. Îi obligăm. Facem cumva să iasă treaba bună. Exact. Să mâncăm, zic. Totul adică va fi, să mănânc și eu. Totul va fi bine. Inevitabil va fi. Ce faci, Gabi, acolo? Am ajuns și eu, uite, am primit aici un chiloțe. Gata activitatea pe astăzi. Runda 1 de dimineață, mai este schimbul 2, la ora 17:30, ne vedem aici. Ok. Deci ne vedem și după masă. Acum facem o pauză de câteva ore. Și după aceea ne întoarcem aici. Da, ca să continuăm, că mai avem încă vreo 7-8 voluntari, ceva de genul, poate mai puțin. Și mâine încă o tură bună. Deci pauză și ne vedem mai târziu un pic. Challenge. Zic, Gabi, cum challenge. A fost? Avem nu, stai până la challenge, că am terminat ziua de interviuri, da. Și acum discutam aici de challenge-uri pentru povestea vinului. Corect. Și urmează să lansăm o campanie de adoptă o traversă și le-am dat target la fete să aducă 1000 de traverse. Acum să vedem dacă și reușești. Și challenge-ul e să... Să-ți vopsești barba culorile mocăniței, adică verde. Culori? Bine, gri. Da? Accept. Da, da. Bun, acceptăm. O mie. No, facem. Cine vrea să-l vadă pe bărbos verde, să vină să cumpere o traversă. No. Haideți să adoptați și voi traversă. Că o mie una. Să, o mie una, ca fetele să mă vadă cu barba verde. Da. Frumos, nu? Da. Challenge. Accepted. Neața, dragilor, e a doua zi de interviuri pentru povestea vinului și acum mă îndrept către locație și e așa de fain în dimineața asta că bate soarele și parcă e un pic mai liniște în oraș și mă încântă maxim de tare pentru că vreau să cunosc viitorii voluntari ai Mocăniței, să vedem cum se prezintă și cât de dornice să ni se alătură în organizare. Ia de privit ce frumos arată centrul. Foarte drăguț.
Să mergem și să ne bucurăm, zic. Ia uitați, cu multă verdeață și foarte drăguțe amenajate terasele din zona centrală. Și destul de pline la ora asta. Adică mă așteptam să nu fie într-atâta de multă lume. Și am ajuns la destinație. Fetele e aici. Bună, bună de dimineața. Uită-mă, Gabi cu ochelari. Da, ieri... Se dă intelectual acum și de asta. După masă de mine, văzut că am avut nevoie de asistență să citești. Da, 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 sigur. Uitați că da. Uitați afișa voluntarului, da? În acum, plină creație. Acum pregătim actele, pentru că săptămâna viitoare o să facem o întâlnire cu ei, în care o să le facem protecția muncii și toate cele necesare și, bineînțeles, contractul de voluntariat. Super! Să încheie ziua de... Așa, știi, de fiecare coordonator să zic în ziua respectivă, am nevoie de atâtea porții de mâncare, să facem o știri sigur. Am nevoie de atâtea porții de mâncare și dăm comandă înainte și cu cază de tău când ai zis la... Da. Așa se organizează treaba de voluntari. Păi bineînțeles, cum? Deci cum e cu mâncarea? Să nu facem risipă? E bună, ne dorim o mâncare bună. Caldă, de la... Am încheiat sesiunea de interviuri cu voluntari și ne deplasăm spre domiciliu să continuăm alte activități. Exact. La muncă. Gabi, du-te la muncă. Nu l-a întins mâna. Hai. La câteva ore după terminarea interviurilor, reușesc să mă urc în mașină și să o iau spre casă, că am fost împreună cu câțiva colegi să mai punem la punct niște elemente pentru povestea vinului și vreau să vă zic câteva chestii despre eveniment. Practic e un eveniment pe care noi l-am gândit special pentru a putea promova Mocănița și acțiunile noastre pe care noi le facem în cadrul nostru, în drumul nostru către punerea în funcțiune a trenului. Și practic așa a apărut și povestea vinului și încercăm cu toate evenimentele astea să promovăm cât mai mult către oameni, să știe cât mai mult de acțiunile noastre și implicit să ne susțină în demersul nostru de a pune în mișcare Mocănița. Practic anul ăsta se învârte tot în jurul numai puțin să trec strada. Să învârte în jurul campaniei de adopt o traversă, pentru că ne propunem să schimbăm 3000 de traverse și să dăm drumul la tren pe primii 3 km. Și targetul pentru povestea vinului de cel puțin 1000 de traverse. Ați văzut și voi discuțiile pe care le-am avut cu colegele mele și am zis că o să îmi fac barbă, o să mi-o colorez. Dar eu sper să fie în direcția asta, să-mi colorez barba. Voi ce? Se poate întâmpla treaba asta. După povestea vinului o să atașez și un link acestui video ca să puteți și voi dona o traversă, să adoptați o traversă. Pentru că doar împreună putem să mergem să ducem proiectul ăsta mai departe. Sper că v-a plăcut și să-mi lăsați un mesaj, să-mi spuneți cum vi s-a părut și să facem lucrurile cât mai bune. Aștept comentariile voastre. Am venit până la ei mei și mi-am dat seama pe drum încoace că nu v-am zis de elementul principal care a fost zilele astea, adică viitorii voluntari pentru Mocăniță. Având în vedere că în Bistrița nu prea se întâmplă partea asta de voluntariat, m-a surprins maxim faptul că avem foarte mulți tineri doritori să facă voluntariat și foarte pasionați și doritori să vină alături de noi. Și chiar m-am bucurat de treaba asta pentru simplu fapt că ca să putem face acțiuni mari, mărețe și toate cele, avem nevoie de oameni care chiar vor să facă și să crească împreună cu noi. Pentru că și noi nu suntem cu foarte mare experiență, dar suntem dorniți să învățăm, să punem în practică și să creștem de la an la an. Ceea ce e un lucru foarte bun și mă bucură treaba asta, deci este maxim de bine.
O să vedeți că o să facem niște chestii foarte, foarte faine. O să vă arăt, încerc să fac zilnic câte un video, astfel încât să vă arăt vibe-ul de la povestea vinului și, bineînțeles, în anii următori să vă alăturați nouă. De ce nu? Pentru că doar împreună putem face chestii mărețe și avem idei dintre cele mai strălucite. Deci, haideți alături de noi. Dragilor, în drum spre Cluj, mi-am amintit faptul că nu v-am zis că să fac și un call to action. Dacă vreți să deveniți voluntari la Mocăniță și să colaborăm, să lucrăm împreună, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Asociația Mocănița Transilvaniei, pe Instagram Mocănița Transilvaniei, cred că e așa simplu, Mocănița _ Transilvaniei, pe site-ul Mocăniței, sau puteți scrie într-un comentariu la video ăsta și ne putem auzi să găsim o variantă prin care să putem colabora. Și m-am oprit aici într-un loc foarte fain, cu o priveliște absolut superbă, așa către munți, și cu asta vreau să vă spun o seară faină din nou și ne vedem într-un nou vlog.